Mântuitorul Iisus Hristos vine în acest ținut, care de altfel era urât de către evrei, mai ales pentru faptul că cei din Canaan pătruseseră oarecum într-o oarecare măsură și în Țara Sfântă, și cu obiceiurile lor, și cu idolii lor, și cu păcatele lor pe care le aveau, și afectau oarecum populația din Țara Sfântă. Și atunci erau, ei purtau foarte mare ură. Mântuitorul Hristos ia apostolii și pleacă cu ei să duce în acest ținut. Nu intră în cele două orașe, dar este în preajma acestor două orașe și acolo începe să învețe cuvântul Evangheliei sale. Și bineînțeles că și acolo era cunoscut Mântuitorul Hristos și veneau foarte mulți oameni ca să-L asculte. Pentru că știau că acolo, pe unde trece Hristos, cu toții se adunau pentru că spunea lucruri minunate. De aceea și acolo s-a adunat foarte multă lume. Dar în mulțimea aceea de acolo s-a auzit un strigăt, pentru că s-a apropiat o femeie cananeancă de la cele ținuturi, care striga zicând: miluiește-mă, Doamne, fiul lui David, fica mea este răchiuită de un diavol. Știm că nu de puține ori am văzut în Sfintele Evanghelii cum persoane pe care le reprezintă sunt evanghelii ca fiind stăpânite de diavol și care erau chinuite foarte, foarte rău. De obicei nu prea stăteau în mulțime și dacă stăteau în mulțime se comportau foarte, foarte urât. Își aduceau mari prejudicii lor din punct de vedere al suferințelor frântești, dar mai ales și celor din jur care nu știau cum să se mai ocupe de cei apropiați care erau în asemenea suferință. Dar